Eu cred că mai mult ar fi întrebare deja nu către doamna președinte a Curții de Conturi, fiindcă Curtea de Conturi a făcut un lucru enorm, efectuând auditele respective. Am o întrebare către Ministerul Culturii, care 3 ani la rând a obținut opinie contrară, ceea ce spune că lucrurile nu merg deloc bine în cadrul acestui minister și are multe întrebări la capitolul disciplină financiară. Deci, rugăm o intervenție din partea ministerului, cine astăzi reprezintă, explicați-ne cum ați tolerat atâta timp de bandadă financiară. Întrebarea către... Ministerul Culturii. O clipă. Da. Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Cunescu, pentru această întrebare. De fapt, am răspuns la această întrebare și în cadrul comisiei parlamentare, dar... Oricum, încă o dată vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru efortul depus în constatarea deficiențelor. Vreau să remarc un moment că Ministerul Culturii a fost creat în august 2021 prin dezmembrare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, multe din deficiențele constatate și neconformitățile de către curte noi le-am moștenit. Însă, managementul și conducerea Ministerului Culturii depune un efort continuu pentru a remedia aceste, pentru, în primul rând, a fortifica capacitățile instituționale și, ca rezultat, de a întreprinde acțiuni, toate acțiunile pentru a remedia deficiențele. Opinia contrară a Curții de Conturi, de fapt, a fost determinată în principal și din neconformitățile identificate în gestionarea și evidența activilor patrimoniale a instituțiilor noastre din subordine. Ministerul Culturii este un minister foarte bogat, cu 40 de instituții publice în care are calitatea de fondator și o autoritate publică. Prin urmare, cauzele includ atât complexitatea procesului de evaluare a bunurilor culturale și obiectelor de artă, care necesită o analiză individuală de către experți, precum și dificultățile întâmpinate în contabilizarea clădirilor, care iarăși este un proces îndelungat și dependent de resursele financiare. Însă, la etapa actuală, noi deja am avansat foarte mult în implementarea recomandărilor curții, ceea ce și curtea poate să ne confirme faptul și deja avem la această etapă deja reclasificarea 19 monumente ca active în valoare de 89,89 milioane lei, respectiv au fost luate la evidență pe parcursul anilor 2023 și 2024 în evidența contabilă 8.868 de active ale moștenirii culturale. Și vreau să zic că noi continuăm să depunem tot efortul, dar avem toată certitudinea și încrederea că la următorul raport de audit, cu cel puțin, opinie cu rezervă.